Deci e o altă intervenție, mă rog, cam din altă zonă. E un comentariu la comentariu sau un comentariu la o poezie sau la niște poezii de mare valoare duhovnicească, scrisă de Ioan Alexandru, care vă spuneam la începutul cuvântului meu, la deschidere, au fost editate, redactate și editate în anii comunismului. Culmea că erau lucruri, eu spun, incredibil de serioase, profunde, duhovnice și care a fost în, dacă vreți, totuși era editare de carte comuniste și totuși Alexandru a putut să-și publice aceste lucruri. Nu vreau să intru în detalii, cunosc situația și bună și nebună care a fost atunci, dar a fost scrisă. După 90, nici el n-a mai scris, a intrat în zona politică și nici n-a mai avut timp. Dar a rămas marele poet, mare scriitor, mare român, mare om creștin care a reușit să imprime cultura aceasta a spiritului brâncovenesc la român. Deci până să fie canonizat Brâncoveanu și familia sa și Sfenicu Ianache, el a scos în evidență, Ioan Alexandru, valoarea acestui domn sunt martir. Intitularea conferinței, deci părinte profesor Dr. Ioan Caraza, din București, Facultatea de Teologie București, semnificația imnilor brâncovenești la poetul național Ioan Alexandru, 1941-2000. Mult stimate, domnule profesor Anghelescu, și cu recunoștință pentru invitație și chemare, onorat prezidiu și onorat auditoriu, cum spunea și domnul profesor, este vorba de sentimentele profunde pe care le avea Ioan Alexandru față de credința care este întreaga viață, toată viața lui, până la martiriu, a lui Brâncoveanu, și pe care și în altul Serafim de la Germaniei le-a simțit și întrucât eu am vorbit ceva și despre simțul pentru valoare a lui Ioan Alexandru în câteva, în două, trei pagini, a scos o broșură în legătură cu oratorul lui Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Eu câteva rânduri o să citesc din un text cu literă mai mare, și anume Ioan Alexandru. Era o mădărire de sine, repădare de sine, prin credință. Era pentru el o nevoie să plătească. Aflarea lui Dumnezeu a însemnat în viața lui. Aflarea lui Dumnezeu a însemnat în viața lui. Urmarea unei căutări neobosite de dar care a deschis sufletul și a adus o dignă căutărilor minții. Rodul acestor ostenire a fost darul inimilor bucuriei, o cale prin care a aflat sufletul neamului. Jertfa de sine lui Brâncoveanu pentru credință, misiunea luminoasă de sine lui Eminescu prin simțirea sufletului neamului, a fost întregite de făcuia aprinsă a Transilvaniei din sufletul său. Aceste făcuri se regăsește într-o unitate mai profundă decât unirea celor trei țări românești în Mihai Fodor. Deoarece numirea într-un singur cuget în Hristos era mai mult decât lipsa hotarilor vrăjmașe dintre țările românești. Nici concentrarea spre istorie în vremea ideologiei totalitariste nu putea descoperi sufletul neamului. Acest lucru l-a făcut pe Ioan Alexandru să se dăruiască în fiire neamului de către Dumnezeu prin Hristos Logosul. Așa cum preotul profesor Ioan Cecoman a scos la lumină pe părinții străromâni ai acestuia, în 1978, în lucrarea sa, care l-a făcut celebru. Mai mult decât orice analiză exterioară a operei sale poetice, critica literară, prin arhimandritul Bartolomeu Valeriu Anania, astăzi, metropolita Crișanii, Clujului Crișanii și Maramureșul, a pus în lumină credința mântuitoare și jertfenică pentru neam, avea Ioan Alexandru. Numai o astfel de critică literară putea simți pulsul credinței filocalice a acestuia, așa cum poetul Vasile Părculescu o face ca pe o lună aprins de ce ai ținut astfel. După forma exterioară, versurile sale putea fi descrise o
cu auzeți unitate copreșitoare și mulțime de substanță, și o înțelege expresie de trăiri originale, de o potrebărătoare umanitate, vibrând de forță a omenirii o poetii greu de stăpânit, cum se întâlnește în oratorul lui Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi, în care limpezimea copreșită de lumină, lasă în frate de cuvânt liric simul, scrie Casian Maria Spiridon, revista Ros, 2006. În data de părăuțării 99, încă înainte de trecerea cele veșnice în care s-a întâlnit, adică ar aprecia faptul că vasta opera acesteia, care se fiasă printre scriitori importanți ale literaturii române, este încă de partea de a fi încheiată, scrie Părintele Anania. Însă la doar câțiva ani după aceea, când credința mistuitoare a lui Alexandru avea să tutorajeta de sine, dispariția sa avea să-i transformă inimile într-o deștarne asemănător cu oratorul din Cetan Constantin Cresopianu. Este vorba de ceva de sine ca o temă scumpă în versurile sale. Care pentru viața mea însemna mai mult decât o idee. Așa cum se poate întrevedea de mâncare asta adevărul despre Revoluție, astfel jertfa de sine este prețioasă pentru el, nu numai în ea însăși, ci și preluanta care crește din ea și care are ca țintă în ienea. Critica literară arată versurile lui Alexandru nu numai caută podoba de stil, ci caută, ci cale directe către înțelegerea cititorului. Nici un alt poet român citez, nici un alt poet român nu-i conferă pământului natal sacralitatea cu care îl investește Ion Alexandru, deoarece jertfele pentru patrie nu se pot realiza fără ajutorul de sus, scrie în Antonia. Încă înainte de Revoluție, poetul vorbea despre sentimentele datorii față de strămoși, ca o pregătire a viitorului pentru sporirea spiritualității ca urmare a jertfii pentru neam, că șopturile înaintașilor au venit de-a plusimile, deoarece jertfele lor i-au consacrat ca părinți din puterea universală a Iubirii Ferice în Hristos. Într-adevăr, conform relației, numai naționalul prin Hristos este care universală și este puțină și s-a predicat de comportatorul lui casă, caute pe Dumnezeu. În adâncul de sale de Andrice, opuse în înțele de sine pe predicare de turbă către cer. Este vorba de singura mare a puterea de sine pentru aflarea lui Dumnezeu, care nu e parte de mine și poate de a fi voit de către fiecare dintre noi. Dacă este căutat prin libertate de sine, după multe să viață cu pagânața realitatea și valoarea de repetată. În acest sens, Alexandru Simeon, în perioada 99, la aniversarea 100 de ani de la Matele Dumnezeu, așa cum fortuna creează, la un moment dat, un ax este păstră fundul de jurul care îl vedești, se nu vor după apă, respira apă. Tot astfel sunt descoperite propoziții de sufletul unui neam prin martirii sfârșilor. Brâncoveanu a venit cu credința lui strămoșească și moartea lui a făcut astfel atât pentru credință, cât și pentru neam, că și se va devolui numai de o singură moarte. Poate că pentru jertfa sa Brâncoveanu a zbuit stăpânirea otomană, care astfel a ezitat în transformarea principală de domnului Pașarul, după ce mai înainte și Moldova în Academie pierduse războiul cu otomanii. Iubirea de patrie este asemenea iubire lui Dumnezeu față de lumea vrășmașă, cu desăvârșire de pisare de dușman. Faptul în care nu am gândit scrucii lăsate să spun că ne chinea, am coborat cu negrina să spun că și cuiul. Adevărat de bine de neam este acelor care este baptismală din lume, pentru a fi lumina lui în putere de bine de dușman prin doarea cu cel urmare lui Hristos. Cea mai bună lucru este ceea ce privește cu părinția religioasă, a lui Ion Alexandru este tot cea a matriculului. Valeria Anania, după 3 secole de evoluție constantă și nouă spectaculoasă, creatora română de inspirată religioasă și rebeldică, Ion Alexandru capelul unui poeziei reprezentativ. Poezia s-a întâlnit pe certitudini, interpretații și iluminări. E o jubilare de pentru un cuvânt sacru. Am fi citată. Inginea avea să devine testamentul vieții lui Ion Alexandru, printre care el prărise să scrie și un mic final de Iisus Hristos să fie cel mare, mare, ca și lui mai mare mentorător al omenire. Și anume, într-o funcție de altă și ale stării omului veșnici,
care pe subirele referente de spicierul turbinezi minunat minunță ce vești în cistriu psalmii 75-4. Duhul Sfânt poate acoperi mântele pentru cei ce se dea apă de sine, ca o taină să vede Dumnezeu față de orice imperiu. În acest sens, analizat mărturisirea, cât am reușit, cât am tea, cât am tenea, a fost prevădat de sine într-o slujire a Domnului Dumnezeu, ce în istorie de apă noastră, vorbă de rătării mobile, limbele curtenei, ca și Sfântul Efrem Sfântul, care a fost numit arma Sfântului Bogdan, ce atunci în vorba de respectarea mântuirii, e un protasiv încălzit și pruiască de tactic, ci de lăsate acestea să le preste din inima sa credincioasă. Tot astfel de doamnă să vă lăsa sufletul și-o dat de rezonanță de Bine de Dumnezeu, desfibrare în tainele Domnului întrupat. În lucrarea sa, derivată prin Domnul Lucia, el era adicărată în același sens. Ca Cristul atrage atenția spre mine, nu în sens de a o absorbi, ci de a o descoperi în sine prin vizire. Vibrația profundă a Sfântului Dumnezeu se face de Cristul de Orată, de Cea, cu Ținul Povean, și fiind o serie de trebuie față la Antirică. Acolo în Cristurile, și atâta vreme Sfântul de Orinesc nu au fost atât de ieftin, asemenea, de geniată din Sfântul Lot, Călătorul își dorește în cuvinte șef la partidul Prăgoveni, care poate de fața cu versurile din liniile țării românești. Și citesc. Prăgovean și apă din Ucrania, jertfind iubirii ce avea mai sfânt, o atâta greșit de să ia uitare, a ajuns pe ceva pământ. Când se întâmplă la proiectul mare, de țări cultura s-a strobit, ce pierde în flux, câștigă renunțare, ascultarea la nesfârșit. Acestea sunt câteva cuvinte care vreau să le spunem și trebuie să spunem că valoarea Sfinților pentru credință în istoria neamului nostru, în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe Române, a suferit mult vremea ateismului. Și noi am voie să ducem și știți de Sfinților. Era voie să ne putorești mai jos să ca să fie de Sfinților. Și iată, cum nu spune, în rândul pe Babola, de exemplu, Trahont. Și iată că a zis un om, așa s-a întrășat în noi, și nu s-a întrășat în privit de Sfinților. Decât într-un caz aparte și e mai valoare pentru noi. Este Domnul Dumnezeu Cuștenit Săvărnicescu, care în anul 1987 a scos-o lucrarea de 750 de pagini despre toți Sfinții Români. Și anume, cu titlul același probabil că de aceea s-a și decorăit. Este vorba de Sfinți Români și apărători ai legii strămoșești. Dar, în această lucrare, este vorba și de Sfinții Martiri Prăgoveni, prezentați de profesorul Ioan Ionescu și câteva, în 20 pagini, în cuvintea aproape sănătoarea cea mai multă, care Domnul Profesor Pergati. Și cred că este o lucrare care ne poate ajuta pentru a înțelege cinstirea Sfinților, pentru a înțelege modelul de viață care își întrebărește Sfântul nostru, neîncărește credința. Este vorba să căutăm aceste cărți care ne descriu viețile Sfinților, așa cum a scris și Ioan Alexandru, oratorul lui Constantin Prăgoveanu, capitolul 11. Ne-ar face bucurie. Dacă am putea o să fie, poate că înțeles acela. Când îl auzim, să-l auzim pe Constantin Prăgoveanu, din Maratul Alexandrii, Constantin Prăgoveanu, nu crei vorbe de credin de țelile de copii și de noi ca să nu fii. Lasă legea creștinească și dă-te de legea tărcească. Iar răspunde și răspunde, după ea, în faptul ce
dumneavoastră, Vicenia. Apoi, Sultanul din Crușor, de desigură, în Rocodul și la Dumnezeu, în Serbie, tuturor, și spre rog, dacă mergeau de Bucurii și mergeau pe cel mare și frumos și puneau pe scandios. Și pala de dezeată apărea și de desar. În copiară părere ofta și în vreo mântați oameni, fie voia ta, gelații iarăși pentru iau, și din dolori și pe cel de cel din care își roșiu cu bărnești și zăcuri, pe scaunul părea și capul de desar, în copiară părere ofta și din vreo mântați oameni, fie voia ta, Sultanul Serenat, și cu mine Serenat, așa cum e Constantin, poiete și domnești, trei bocuri v-ai avut, din trei, doi de poate întâlnit. Numai nu ți-a rămas o zi de vrei să-l lați. Lasă ce creștinească și de legea cutrecească, răspunde pe copiii. Mare e Domnul Dumnezeu, creștin bun, am născut eu și creștin bun, am murit vreau. Și ne deamnă pe Fiul Său, cel mic din Matei. Tare trebuie să nu mă ajunge, că mi-e din noastră plânge. Taci să moare legea ta, că tu ție legătă ta. Gelații se mai întași, spre pântul copilaș, la o tale de ceași. La pământul la rău așa se le ridica, în copilul că e opta. Și cu dat în cuvânta, Doamne, spune părerea ta, apoi să pune ca am, inima mai se desfica, pe copii se arunca, îi vocea, îi scăzăta, și pe lumea te spica, ale lui Iisus de-a ale lui Ficiori, trei Ficiori de om al put, pe toți trei din aspect. Dar la Domnul nu știu să fie pe lângă meu, să vă ștergeți pe pământ cum să șterg nori de lucru, să n-aveți loc de îngropat, nici copii de sărutat. Tu și crunțul să le și pe mine să zâmbrau. Când tot pașul și lipte rea, de azi mă fac pe camerea mea, să știți că am văzut greșit. Încă o fiară în curs pe tine. Mulțumesc frumos!